Salut și bine am regăsit la un nou episod de Clash Royale astăzi. Bun. Vreau doar să vă zic ce mi s-a întâmplat mie astăzi, pentru că mi s-a întâmplat ceva genial. Din păcate nu am filmat. Am jucat, vedeți și voi, avem aici 6 win-uri la draftul ăsta. Ei bine, la al 6-lea win am câștigat eu 6 meciuri. Acum sunt, era a doua oră când intrasem deja. Am câștigat 6 meciuri și la al 6-lea meci îți dădea un magical chest. Iar după ce am câștigat astea 6 meciuri am fost eliminat din prima dată când am jucat. Și știți că la final vă dă un chest oricâte win-uri faceți. Iar mie la al 6 win-uri mi-a dat chestul ăla normal. Chestul normal pe care ți-l dă după turneu. Iar din chestul ăla normal după turneu aveți cuvântul meu de onoare că din el mi-a picat un graveyard. Deci vă jur și este o șansă extraordinar de rară. N-aveți habar ce noroc am avut, nu știu cum a picat, nu mă întrebați. Dar avem ăsta de level 2. Am și deschis un magical chest, din păcate nu am avut cum să filmez sau chestii din astea. Eu nu pot să filmez dacă vreau să deschid unul dintre chesturile astea, pentru că nu filmez cu telefonul, filmez pe calculator și chestia asta... O secundă. Chestia asta chiar n-am cum să o fac, din păcate. Da, îmi pare rău pentru asta, nu-i vina mea, așa este jocul. Dar, bă, aș cumpăra niște de ăștia, de ce nu? Yeah. Dacă vreau să cumpăr 50 de cărți de astea, mamă, cam multe. Da, ai faci level 7 dacă te interesează. Bine, body joacă cu ei, din câte știu eu, nu joc. Nu uitați să puneți și un like la videoclipul acesta dacă mai vreți episodul în continuare de Clash Royale. Astăzi, e bine, o să ne jucăm un pic la Night Witch Draft Challenge. Pentru că asta era, asta e a doua oară când mă bag, cred că, în challenge. Pentru că am mai jucat. Hai să mă concentrez, e foarte important când iei chestiile astea să știi ce iei. Deci iau astea. N-am ce să fac cu Zap-ul, să iau logo-ul. De fapt, Zap-ul e bun și pentru ăla că... da. Oh my god, ce să fac aici? What should I do? Cu tipul asta cred că îi dau counter dacă nu mă înșel Xbox-ului. Dar de obicei cu Xbox-ul eu am câștigat, dar el are și ăla. Deci eu cred că am să iau Night Witch-ul. Mai ales pentru voi, pentru că oricum nu interesează așa de mult pe mine victoria. Adică dacă... hai să câștigăm, de ce nu? Vreau să iau Night Witch-ul, dar... ca și idee mai interesant, mai important pentru mine este să fac un episod interesant pentru voi. Bun, deci o să punem, uite, aici unul de ăsta. Spong. Hai să vedem cum reușim acolo. What the fuck? Ok. Ok, hai să vedem cât damage dăm. Mamă, îi dăm destul de bine cu drăguțul nostru de... ok. Cât damage dă? What the fuck? Băi, frate, nu trebuia să mă atingă. Dă foarte bine Night Witch. Nu știu ce părere aveți voi despre ea, dar este o carte chiar foarte bună și dă super bine. Și cu siguranță știu ce o să-mi pună. Știu ce o să-mi pună. O să-mi pune Mega Minionul. Da, mă așteptam asta. Dar dacă dau o bucată cu ăla, e perfect. Atâta vreau să știu. Și dau o bucată cu ăla. What the fuck? L-am... băi, atât de OP Night Witch-ul? Ok, deci acum mai dăm un loc pe partea aia și practic noi l-am bătut. El e bine, mai are și... îi dau fireball aici. Și loc pe partea asta. Da, i-am luat și ăla micu. Uga buga ăla. Bun, deci am dat un turn jos. Bine, și el o să ne dea destul de mult damage pe partea asta, din păcate. Dar n-am ce să fac, adică... ok, văd că s-a descurcat destul de bine turnul. 1000 viață am rămas pe turnul ăla. I-am pus și noi 200 de damage acolo. Din păcate n-am avut cu ce să-i dau. Dar cred că la ori 2 îl bat. Chestia e că are X-Bow-ul ăla, dar eu am totuși regenturi cu care pot să-i dau counter. Deci el neștiind că îi voi da eu X-Bow. Ok, hai să vedem. Ok, hai să vedem. Pune și mini-pega. Bun. Dă-i acolo, ăla-i mă, hai. A pus el Valchirița și acum nu mai am nicio șansă. Dar e destul de OP, chiar nu-mi place Night Witch-ul. Trebuie să recunosc, e o carte mișto. Avem dacă cu Executioner-ul putem să batem Valchirița. Și aparent am făcut-o chiar foarte bine. Și o să facem, uite, asta. Ok. O să mergem și cu un balon. Hai să vedem. Bun, o să chemăm ăștia aici. Vă să fiu destul de concentrat dacă se poate. Fapt, se poate, da, mă rog, ați înțeles voi. Și un din ăsta. Oh my god, deci nu putea turnul ăla să targeteze altceva decât Night Witch-ul meu, serios? Nu, mamă, dar se apără omul. You know how to defend, my bro. Bun, oh my god. Ok, o să trească să-i dau, uite așa. Dar măcar îl bat, adică
De ce stau și mă enervez aiurea că oricum eu îl bat, adică e victoria mea. N-are nicio șansă, n-are cum să mai pună cu mine. Destul de open ai Twitch-ul, ce pot spune, mi-o doresc în deck-ul meu, dacă ar fi. Nu e atât de OP, de exemplu, are, eu credeam că este ca un Witch normal, doar că e mult, dă mult mai mult. Practic dacă era așa, era mult prea OP după părerea mea, deci avem și un crown chest. Hai să deschidem crown chest-ul ăsta, vedem ce pică, ne pică 500 gold, ne pică 2 gems-uri, dacă nu pică gems de obicei îți dă, din câte știu, legendară, dar pica gems, deci nu o să ne dea legendară, o să ne dea o rară, ceva, niște inferno, tower super, care de-aia nici măcar nu mi-o doream. Ok, hai să mai dăm încă un battle, pentru că videoclipul nostru trebuie să iasă cât mai perfecțional, nu știu ce să zic. Hai să luăm Goblin Gang-ul, pentru că mi se pare destul de OP. O luăm pe ăsta, pentru că dăm destul de bine. O să luăm Executioner-ul, pentru că îi dăm counter Night Witch-ului. Și o să luăm și zap-ul. Bun, și de ce nu, hai să băgăm și un pic de muzică pe fundal. So fucking done with you. Bun, mai încet, puii mei. Mai am ceva de ales? Ah, nu, el alege. Nu știam, am închis din greșeală muzica, lăsați-o așa că nu mă pot intra cu muzica, am realizat. Bun, 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 hai să vedem cum facem, hai să vedem, dăm pe mai tare, cred că jocul. Că după voi nu-l veți auzi voi. Cred că e ok așa. Nici nu vreau să vă deranjez vouă urechiușele voastre firave. Bun, dar o să facem așa, fiți atenți. Bună tactică. Plecăm cu un Valkyrie din spate, nu-i problema. Ajunge el în fața turnului, ne descurcăm. Ce mers ar ăsta, top. Eu scuiesc cât elixir are la acum. Te curios? Oh my god, mi-a făcut-o. Mi-a făcut-o urâtă. Îi dăm un zap. Ok. Ok. Chiar am jucat-o bine pe asta. Serios. Chiar am jucat-o foarte bine, efectiv. Mamă, mamă, nu, nu, nu. Mamă, mamă, ce facem, ce facem, ce facem. Dă-i, Executioner, bun. Uite, de-aia aveam nevoie de Executioner, pentru că putem da counter. De fapt, aveam Night Witch versus Executioner și... Night, executioner-ul solo bate Night Witch-ul, deci la asta m-am gândit. Și se pare că am gândit destul de bine. Bun, deci o să punem un Valkyrie pentru ai ține și Baby Dragonul pe loc, ai bate și ăla, e zic ok. Bun, bun, bun. Lasă-l pe ăla să vin, lasă-i pe ăla să vin arcașele astea, că nu dau ele cine știe ce. O să pun totuși un executioner să fie acolo. Bun, nu mă grăbesc. Voi sta un pic pe loc. Nu știu dacă apuc executioner-ul meu să dea, ar fi ceva. Dar nu cred că apucă, puteam să jur că o să pune ceva, e clar. Punem muschetarul, pentru că dacă ne dă tipul ăsta pe turn, iese urât. Spear Goblins. Nu știu dacă are ce să pună, se pare că are Night Witch-ul. Nu e o mare chestie pe care a pus-o, dar e ok, adică merge. Hai să vedem. Ok. Ok, punem și executioner-ul. Bun. Apucăm să punem și muschetăriță. What the fuck, mi-a murit executioner-ul? Glumești? What the fuck, nu mă așteptam la moartea executioner-ului meu. Omorăți-l pe ăla, omorăți-l! What the fuck, deci nu. Deci nu știu cum să-l bat pe tipul ăsta. N-am push, n-am push, n-am cu ce să-i dau push-ul. No, no, nu-mi face asta, man. Uai, doamne, deci nu pot fără ăla. Oh my god, are și Baby Dragon. I-am bătut și noi Baby Dragonul, da, l-am bătut. Nu știu cum reușim, cât îi dăm. Au venit cu arcașe. No, 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 îl bat sub nicio formă, n-am nicio șansă. Decât să încerc loguri din astea, așa. Nu, că are, doamne. What the fuck. Cum reușiște să, ok. Ok. E rupere cu executioner-ul meu. Are cartea aia el. Ok, pregătim, uite aici un zap. Păi, doamne, cât mă enervează. Doamne, nu știu ce mă enervează. Ce cărți are enervante poate să aibă nenorocitul. Punem și un executioner. Bun. Bun, punem și un Goblin Gang. Pentru că de ce nu? Hai să vedem.
Doamne, deci tipul ăsta efectiv nu vrea să-l bat. Ok, o să-i dau de asta pentru că altfel avem un overtime lung. Unul dintre noi trebuie să câștige la un moment, da? Deci cred că o să încerc o... Da, e clar că el va câștiga pentru că are cu ce să-mi dea aia. Te rog, nu, zic că n-ai cu ce... Normal că are cu ce să se apere. Era imposibil să nu aibă. Log, hai. N-am ce să-i fac, n-am la ce să-i dau predict. Are cu ce să se apere. El îmi dă efectiv doar niște lightning-uri. Uite, asta trebuie să fac dacă vreau să-i fac ceva, pentru că altfel îmi dă lightning-uri. Și cu lightning-urile sunt trip. Sunt trip în pepperoni. Da, mi-a dat urât. Da, n-am ce să-i fac, m-a bătut. Da, a avut cărți mai bune. Nu pot să zic că a jucat bine sau ceva. A avut cărți mai bune, sincer, n-am jucat cine știe ce. Dar a avut cărțile mult mai bune decât ale mele. Ceea ce e ok, respect. Bun, hai să vedem, ultimul meci. Sau, poate nu ultimul. Dintre șapte, cu siguranță o să luăm Bowler-ul pentru că e de Encounter, de Jer, o să luăm Ice Wizard. O să luăm ăsta pentru că mi se pare mult mai OP. O să iau ăsta pentru că este foarte proastă clona și nu mă știu cu absolut nimica. Bun. Mai ales dacă are un pic de splash clona mea e degeaba. Băi, eu cred că avem... Mamă, avem că... Da, îl bat. Poți să ai orice. Eu te-am bătut, fii atent. Bun, eu mă duc pe partea dreaptă cu un Ice Wizard. N-am altă idee, nu de alta. Hai să încercăm. Night Witch? Ok. No, 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 no. Ba da, uite, un baby dragon. Plus tu, hai! Hai mă, să te văd. A pus? What the fuck? Why you would do that? Mama, dar rachetă, bă, ce căpiat. Băi, ce căpiat a dat rachetă, deci nu vin să cred. Da. Mamă. Ok. Ce să fac? N-ai ce să fac acum. Ok, hai să vedem. Așteptăm probabil să pună barbarii. Punem un bowler. Îi strivim arcașa. Și aș da niște arrows, dar nu știu dacă îmi pune... No, îmi pune asta. Bun, aș da... O să dau un lightning. Sunt pregătit. Bun. Bine, așa. Frumos! Acum mai dăm niște arrows și e done zone. Nu-i așa? Da. N-ar avea niciun sens să consumăm un hawk pentru aia. N-ar avea niciun sens să consumăm ceva în momentul ăsta pentru aia, sincer. Mai degrabă doar mă apăr. Sincer. O să dăm arrows, uite aici, e mult mai important. Mamă, executionerul ăsta cât de bine-i pus. Exact tactica lui body asta cu executionerul. Fucking hell. Deci fucking hell, jur. Ok, nu știu dacă reușim cu tipul ăsta să dăm ceva. No, pentru că are arcașe. Și, deci s-a dus până la turn ca să o colească și să... Ceva de vis. Bun. Nu știu ce să zic. Bun, o să facem așa pentru a-i da o bucățică acolo ca să scăpăm de el, practic. Că șanse nu are. O să-i dăm și aici. Ca să scăpăm de chestia aia. Wow, nice pe partea aia. Nu știu dacă, nu știu ce va face el acum. Băi, în locul lui nu știu ce aș face. Adică eu o să mă apăr cu bowler-ul. Eu asta știu sigur că voi face eu. Despre el nici nu mă interesează. Practic. Bine, bowler-ul. Bun. Nu-mi face nimic ca el mie. Hai să vedem. Bine mă, bine mă, hai. Bine mă, băiez, mă. Hai mă, că i-am dat. Bine, el mi-l dă pe ăla, doar că degeaba practic, că am lightning și îl bat. Sau pot să încercăm și... Putem să încercăm și cu un foc, nu-i problema, adică nu mă deranjează. Dă-i cu executioner, dă-i cu tot ce vrei. O bucată, ți-a dat hobu! V-am zis că-l bat pe ăsta orice ar fi, pentru că am avut... Am avut un deck foarte, foarte bun. Practic și orice ar fi avut, el nu putea să mă bată. Deci, da. Bun, deci încă o victorie pusă în contul meu. Două crown-uri pentru crown chest. Hai să mă jucăm un ultim match acum. Asta chiar va fi ultimul match. O să luăm Witch-ul pentru că este o carte bună. Și Wiz-ul pentru că îmi dă counter la Witch. Prințul? Se iau prințul? Dacă îi las pe ăștia, îi dau counter eu lui. Deci hai să luăm și prințul. Chiar dacă e o carte foarte scumpă,
Muschietarul cred că este bun și cred că mi-ar bate pe ai mei lejer. Deci eu cred că îi dau counter Night Witch-ului cu Wizu și cu Witch-ul meu. Deci, hai să încercăm așa, am un deck foarte scump. Dacă este... El a avut cărțile ieftine, le-am avut pe aia scumpe. Nu contează, o să-i punem o prințesă. Să vedem cum se descurcă. Deci prindem o o bucată, una perechea de săgeți, două perechea de săgeți. E bine, sincer. Bun. Noi îi dăm o bastărcă în cap, l-am liniștit. Super bine, dacă tu vrei facem așa, îți dau și un fireball. Să te liniștezi de tot. Ți-am dat 200 și pe turnul ăla, pentru că probabil, na, eu mă asigur, fraților. E bine să fii sigur atunci când joci Clash Royale, să fii sigur că dacă ți atacă turnul ăla, tu ai un turn de rezervă pe care poți să-l bați pe el. Bun, iar noi o să-i dăm un Witch Push pe partea dreaptă. Nu știu ce are el. Parcă are Electro Wiz. Da, ce să-i ceri? Bă, da, eu am eu l-am pe dânsul. Care nu știu dacă știi cât de bun e dânsul. Ce? Ce fac acum? Spuneți-mi ce fac. Ce fac? Am pierdut turnul. Nu știam asta. Două TMPC. Deci nu pot să cred ce am pățit. Deci nu pot să înțeleg ce a fost asta, sincer. Nu are, n-are ce să-mi pună, Nu cred, du-te-n pui mei, n-aveai ăla. Ok, hai că-i dau. Îi dau și o clonă. Hai să-i dăm acolo. Hakian, da bine! Woohoo! Nice! Bun, hai să încercăm cu muschetirul. Să ne apărăm, că trebuie să ne apărăm. Bun, o să-i dăm muschetirul pe partea aia și o să-i dau prințesă pe partea dreaptă. Nu știu acum cât timp mai am, cum o să reușesc. O să-i dau prințesă pentru că îi dă prințesa o bucată. Îi dă două. Nu știu dacă poate prințesa să-i scoată tot turnul. Nu poate. Dar la următoarea prințesă cu siguranță. Poate, deci ok. Da, bine pus ăla. Clar, n-am făcut absolut nimic cu el. Să vedeți ce damage mi-au pe turnul mare acum. Din cauza lui. Vere, nu te mai apăra acolo, te rog frumos. Fă-mi și mie viața mai... Ok. Tu ai vrut-o. Tu ai vrut fireball-ul ăla, eu nu l-am cerut. Eu n-am vrut să-l dau, sincer. Eu am vrut să fiu băiat finuț, dar... tu nu ai vrut să ne înțelegem. Ok, și am viața egală la ambele turnuri. Deci nu mă poate ataca absolut oriunde. Deci... nu știu cum vom face. Îi dau și o prințesă. Ce a făcut? Witch-ul meu? Deci nu înțeleg ce a făcut chestia aia. Ce a fost chestia aia ce mi-a făcut el mie acolo. Punem și un muschetar. L-am bătut, e ok. L-am bătut cu prințesa. GG, man! Ce frumos! Frumos cu ultimul hit de prințesă. Păi dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Alex. Iar noi ne vom revedea data viitoare într-un nou episod. Pa, pa! Respect!